Domnule primar, domnule viceprimar, stimați invitați, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragi cinefili, vă spunem bună seara! Bine ați venit la Centrul Cultural Lira, un spațiu pe care noi îl îndrăgim foarte mult, pentru că, așa cum o spunem de fiecare dată, și iată, sunt aproape 4 ani de zile în care venim în fața dumneavoastră și vedem ce sală minunată aveți aici la Moinești. Să vă bucurați de acest spațiu minunat, pentru că aici se întâmplă și spectacole de teatru, și muzică clasică, iată, vedem și filme. Și pentru noi e o mare bucurie și onoare să fim în fața dumneavoastră, în aceste vremuri ciudate pe care le traversăm cu toții, dar e bine că se poate și așa. Ceea ce se va întâmpla pe parcursul celor 3 zile e festivalul Film Bun la Moinești. Așa, ce bine ar fi să facem și puțină liniște ca să ne auzim. Știu că sunteți nerăbdători să vedeți filmul acesta în premieră. Imediat va rula acest film, pe care o să vă-l prezentăm puțin mai târziu. Așadar, vă spuneam, este ediția a doua a acestui festival, Filmul la Moinești. Mă bucur tare mult că, iată, Primăria Municipiului Moinești, împreună cu domnul primar Valentin Vieru, pe care îl salut și îi mulțumesc că încă o dată a dat credit acestui proiect și întregilor consilieri și echipei domniei sale cu care lucrează. Și putem să-i aplaudăm pentru că fac treabă bună aici la Moinești. Eu vă urmăresc așa pe pagina de Facebook și văd că se întâmplă foarte multe lucruri minunate în comunitatea dumneavoastră și trebuie să fiți mândri și bucuroși de acest lucru. Și iată că partea culturală nu lipsește. Avem nevoie de cultură, știm cu toții ce s-a întâmplat în plină pandemie, am apelat la muzică, nu? La filme, dar e foarte important ca aceste producții cinematografice să le vedem pe un ecran mare, să le vedem într-o sală la condiții optime. Acest lucru se va întâmpla pe parcursul celor 3 zile. Așadar, festivalul Film Bun la Moinești, ediția a doua, cum vă spuneam, ne-am cunoscut în cadrul centenarului filmului românesc, după care am păstrat această legătură frumoasă cu dumneavoastră. Și colegii mei, echipa Artis, e foarte bucuroasă și mândră să știe că, iată, în fiecare an pot veni la dumneavoastră acasă cu filme de calitate, filme bune, nu neapărat românești, dar punem accentul pe producții românești de calitate. Avem și invitați care vor veni în fața dumneavoastră. Vreau să vă spun că la finalul acestui film pe care vi-l propunem în deschiderea celei de-a doua ediție a Festivalului Film Bun la Moinești, o să ne întâlnim cu criticul de film, Irina Margareta Nistor. E pe drum. A intrat deja în Moinești, ne-a spus că vine cât poate de repede. Împreună cu doamna Magda Catone, am înțeles că e o invitată aproape permanentă aici la Moinești și cu spectacolele de teatru. Și avem doi invitați care vor povesti și o să vă dezvărui așa din culisele filmului pe care o să vedem în minutele următoare. E vorba de Ada Galeș, o actriță care ne demonstrează ce face tânăra generație, dacă o putem numi așa, și bineînțeles, un actor, un regizor și un om de cuvânt, pentru că am spus din prima dată da, vin la Moinești, e vorba de Octavian Strunilă, pe care îl aștept alături de noi. Bună seara, bună seara! Eu mă bucur foarte mult că sunt invitat aici, am zis din prima dată, din prima, da, pentru că mi se pare că astfel de lucruri ar trebui să se întâmple din ce în ce mai des. Mi se pare că în toată țara oamenii ar trebui să fie alături de oamenii din conducere ar trebui să fie alături de astfel de evenimente și eu vreau să-i mulțumesc domnului primar Vieru, domnul Vieru, am înțeles, și vreau să mulțumesc celor care au făcut această sală, pentru că eu provin dintr-un oraș din provincie, din Dorohoi, unde din două cinematografe, unul la un moment dat s-a transformat în discotecă și a căzut tavanul. Iar cel de-al doilea s-a transformat într-un magazin care se numește 40 de magazine într-unul singur. Acum avem din nou cinematograf și văd că în toată țara începem să avem din nou cinematografe, ceea ce e foarte bine. Credeți-mă că diferența dintre ce se întâmplă în fața ecranului atunci când vedem un film pe Netflix, să spunem direct, și ce se întâmplă aici este că aici, practic, luați pulsul orașului, aici trăiți împreună cu oamenii cu care locuiți o poveste, un sentiment, o experiență, pentru că noi știm foarte bine că spectacolul
de film și de teatru, este un schimb de energie între sală și scenă, adică între ce se întâmplă pe ecran și ce se întâmplă în sală. Iar dacă dumneavoastră împreună, comunitatea trăiește o poveste împreună, poate că se va înțelege mai bine și în oraș, poate că se va înțelege și mai, mai bine pe viitor în a construi această comunitate mai frumos. Ce urmează este un film care sunt sigur că o să vă surprindă, pentru că este o franciză, o spun de pe acum, ca să nu mai existe întrebări de genul, da, am văzut filmul ăsta la italieni. Da, este un film, am cumpărat drepturile de autor de la italieni, se cheamă Perfetti Sconosciuti. Acest scenariu a intrat în cartea recordurilor, atenție, faceți parte dintre oamenii privilegiați, pentru că vedeți un film în premieră, în sensul în care în momentul ăsta el intră în cinematografe, nu puteți să-l vedeți pe Netflix, nu puteți să-l vedeți la televizor, nu puteți să-l vedeți altundeva decât la cinema. Și spun asta, că a intrat în cartea recordurilor pentru cel mai reecranizat film din lume. Deci povestea asta, scenariul ăsta, a fost făcut prima dată în Italia, după care în Franța, după care în Germania, după care în Spania, după care toată Europa, după care gândiți-vă că a fost cumpărat și s-a făcut în Coreea de Sud, în China, în Brazilia, în Japonia, în Rusia și tot așa, și tot așa. În România l-am făcut eu, am muncit pe rupte, era să mor, dar după cum vedeți, n-am murit. Și vă invit să vedeți. Ne auzim după întrebări și răspunsuri. Complet necunoscuți, regia Octavian Struil a făcut cam tot la acest film și eu sunt convins că o să vă placă. La final ne întâlnim cu toți invitații din festival, așadar o să vă rog să rămâneți alături de noi, o să fie și acea deschidere oficială și pregătiți-vă întrebările. Dacă aveți curiozități pentru invitații noștri, pentru Ada Gale și pentru Octavian Struil, cu siguranță o să vă răspundă, pentru că au bătut drum lung prin țara aceasta minunată să ajungă la Moinești și cu siguranță vă așteaptă și întrebările dumneavoastră. Avem program și sâmbătă, ne vedem de la ora 16 cu Berliner, după care un film care o să vă pună așa multe semne de întrebare și atunci ce e libertatea, în regia lui Andrei Zincă, iar duminică terminăm așa frumos cu vacanță la Roma. Vreau să mulțumesc și partenerilor ediției de anul acesta, după cum bine știți cu toții, este un festival organizat de Primăria Municipiului Moinești și vreau să aplaudăm încă o dată întreaga echipă de acolo. Ne bucurăm de Centrul Cultural Lira, pentru că, într-adevăr, avem unde să facem evenimente culturale la dumneavoastră în zonă și vreau să salutăm și pe domnul Viorel, pentru că e inima și sufletul atât ce înseamnă proiecte culturale. Mulțumim frumos pentru susținere și pentru îngăduință. Și bineînțeles, vreau să le mulțumesc colegilor mei, Asociația Artis Europa FM, pentru că ei sunt partenerii noștri media oficial. S-a vorbit și s-a tot pronunțat frumos despre Moinești în toată această perioadă. Seriile filmului românesc, Asociația Studenților Jurnaliști și partenerilor media Ager Press, Radio România Cultural, Movinews.ro, Viva FM, Deșteptarea și Revista de Cultură Ateneu. Eu zic să vedem filmul. La final, vă așteptăm să rămâneți alături de noi și pentru deschiderea oficială. Ne vom întâlni cu toți invitații din festival și, bineînțeles, să pregătiți întrebările pentru invitații noștri. Vizionare plăcută și un film binevenit la finalul unei săptămâni agitate. De ce nu? Și purtați mască, da? Aveți grijă în toată această perioadă. Mulțumim frumos! Vizionare plăcută! Acest film. Să știți că creditele o să rămână până la final, așa facem de regulă și așa trebuie să faceți și dumneavoastră, pentru că la un astfel de film lucrează o întreagă echipă. Dați-mi voie, pentru că ați râs, v-ați bucurat, v-ați destins, să invit o parte a acestei echipe minunate, care a făcut posibil ca acest film independent să ajungă pe marile ecrane și iată și la Moinești, în deschiderea celei de-a doua ediție a festivalului Film Bun. Vreau să văd dacă ați recunoscut-o pe Ada Galeș, care a ajuns la Moinești cu bine! Bună seara! Salut, bună seara! M-am uitat de
să fiu aici. Mergem mai departe. Ce distribuție, ce regizor, domnule, ce minune! A livrat și mâncare în film, din câte am văzut, nu? Melci! Octavian Strunilă! Bună seara din nou! Bună seara din nou și... S-a râs foarte mult, mai mult decât mă așteptam. Poate că era bine să se râdă mai puțin, dar mă bucură și treaba asta. Pentru că îmi dau seama că au fost foarte mulți tineri în sală și poate că unele lucruri au fost înțelese așa cum nu o duce pe mine capul, că am umplut 40 de ani. Poate ne vor povesti. Ca distribuția să fie completă, pentru că a fost, așa, cum să spun eu, îngerul păzitor și este al acestui film și al acestui festival, Irina Margareta Nistor, comentatorul nostru de filme drag, a revenit la Moinești. Sărut, bună, bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara, cred că ai fost înaintea noastră cu mașina, la un moment dat, ești într-o mașină neagră? Nu, mașina. E bun, era înaintea noastră o mașină și am zis, acolo e Ada, hai, acum ajungem și noi. M-a bucurat teribil de filmul ăsta și mai ales de reacțiile pe care le-ați avut. Știu exact la ce se referă când spune el că poate că ați râs prea mult, dar am văzut și vreo două persoane care au șters-o, cred că deja s-au gândit cum ar putea să dreagă lucrurile pe care s-au recunoscut în filmul ăsta. Așa că eu zic să reflectați foarte bine și în niciun caz, never, ever, să nu puneți telefoanele pe masă dacă vreți să aveți niște. Așa e. Să coborăm și fundalul sonor. Da, l-am lăsit, măcar nu am lăsat acolo, la băgare pe dâmbuzumea și pe asta. Coborăm fundalul sonor, da? Așa, pentru că distribuția trebuie să fie completă, alături de primarul municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru, l-aștept alături de noi. El va aștepta și la începutul circului. Și are un cuvânt de bun revenit aici la Moinești. Domnule primar, mulțumesc tare mult. Sper că v-a plăcut și filmul. În premieră văzut aici la Moinești. Să știți că pe drum a sunat cineva, a sunat-o pe Magda la un moment dat, pe Magda Catone, și a zis Moinești, să trăiești! Și am zis, da, într-adevăr sună foarte bine asta, Moinești, să trăiești. Trăiesc foarte intens aici de fiecare dată. O salutăm și pe doamna Magda Catone și o invităm alături de noi, pentru că face parte din distribuția celei de-a doua ediție a Festivalului Film Bun la Moinești. Sărbâna, bine că ați ajuns cu mine! Bună seara, Moinești! Aici, în calitate de șofer, al Irinei Nistor. Era driving with this! Pentru ocazia de a fi pusă în această situație, să știți că am condus cu mare precauție. Am adus-o foarte bine, în condiții excepționale. Te rog! Domnul primar, rog. Da, eu sunt în calitate de gaz. Vreau să vă mulțumesc că ați revenit la Moinești celor care au mai fost la edițiile trecute, doamna Irina, Magda, voi. Cred că într-o comunitate, așa cum spuneam acum o săptămână, când a avut loc festivalul de teatru sub lună, atunci când de fapt mă întreba cineva, aveți o sâmbătă liberă? Și am spus că nici următoarea. Spuneam și atunci că pe lângă investițiile în educație, sănătate, omul are nevoie de sport, de muzică, de cultură, iată, de film. Aceste lucruri se pot întâmpla atunci când există o implicare și când îți dorești ca cei din comunitate să trăiască într-un mediu și într-o comuniune, dar și într-o o cerință a secolului 21. Chiar dacă trecem printr-o perioadă destul de dificilă, pandemia care ne-a afectat, anul trecut ne-am văzut, anul acesta am zis să nu stăm cu capul în nisip ca struțul, să găsim soluții. Am făcut zilele orașului, am premiat profesorii, am premiat cu legendele sportului, am avut spectacol, am avut teatru, iată astăzi film. Zic eu și mâine că... și poimine. Și mâine și poimine, sigur. Din puținul care îl avem, să știți că nu dă afară bugetul local niciodată, dar o informație care vine de știut în oraș, că față de ce ne-am prognozat la început, la ora asta avem 1.000.000 de lei încasați în plus la bugetul local. Aceasta nu se putea face dacă nu era și o implicare a colegilor mei și a noastră. Asta denotă că mai avem ceva de investit și că am găsit din bucății care să finanțăm și acest festival de film. Veți vedea 3 zile de film.
persoane pe care ne amintim, am văzut data trecută filmul lui Irina Nistor când traducea acele filme, o parte din dumneavoastră cu drag l-am mai revăzut odată și cred că unii care nu l-au văzut o să mai publică, o să mai difuzăm odată, tot cu intrare gratis, să vedeți cum petreceam noi acele nopți, să vă amintiți ce eforturi depunea ea și urmărită de securitate și tot ce era atunci, dar astăzi iată este aici în mijlocul nostru și îi mulțumesc. Vreau să-i felicit pe actor, pe regizor pentru film și mulțumesc. După 3 zile când veți pleca de aici, de la Moinești, să vă amintiți cu drag de un oraș care este viu, un oraș care mulțumesc. Poate pune la dispoziție o sală de cinema, poate pune la dispoziție o infrastructură unde să stați în condiții optime acolo la Parcul Cupini. O să vizitați și zilele următoare câteva locații pe care le-am pregătit. Sper să plecați cu amintiri frumoase. Oricum să știți că aveți un public extraordinar și am să vă spun de ce. Cum zicea Alain Delon, că de fapt starul nu sunt cei de pe ecran, ci cei din sală. Că ne-am oprit pentru că era să rămânem și fără benzină, a trebuit să ne oprim la o benzinărie și la o benzinărie o domnișoară de acolo a zis: mergeți la Moinești, nu-i așa, la festival? Și mi s-a părut foarte frumos, pentru că toți eram mascați, eram așa, și am zis, uite, vezi, public adevărat. Deci ne-au prins până și în benzinării. Se cunoaște Moinești, da. Mulțumesc, mulțumesc și celor care au răspuns invitației, dar vă așteptăm și mâine și poi mâine, și la evenimentele următoare. Mulțumim frumos, domnule primar. Ca de fiecare dată ne simțim bine aici la Moinești. Abia aștept să-i duc pe invitații acolo în Parcul Cupin să vedeți în ce rezervație o să dormim în această seară. O să fie ceva de vis. Așteptați eclipsa. Așteptați eclipsa. Mai are eclipsa, bine, că întotdeauna se schimbă existența. Da, exact. Și eu sper să ne revedem cu drag și la anul, pentru că, iată, dacă anul acesta s-a putut, cu siguranță la anul va fi mult mai bine. Mă refer și din punct de vedere pandemic și sper să scăpăm odată de aceste probleme. Eu vreau să ofer așa. Să încerc cu actrița din film. Da, Galeș, mulțumim. Eu plecat și odată de la cine, așa că meritam cu ce vreau. Și bineînțeles, doamna Magda Catone, nu? Șoferul personal al Irinei, nu? Din partea tuturor. Da, mulțumim frumos, mulțumim. Și ne vedem în zilele următoare. Acum rămânem să discutăm. Discutăm un pic de film. Păi normal, ca să facem. Și m-am gândit acum că veneai cu Melci. Eu văd filmul a doua oară, ca să știți. Și mi-a făcut la fel de multă plăcere ca și prima dată. În primul rând vreau să vă întreb, cine dintre noastre a văzut varianta italienească? Sau pe cea franceză, adică altă. Bun, deci foarte puțin, pe tot. Dar mi-am dat seama, după cum râdeau, că i-a surprins pe locuri și de aia. Dar sunt variante diferite, pentru că am văzut mult pe inclusiv pe replici. Și, dar vreau să întreb asta cu Melci. Era așa o aluzie la senatorul Melcilor? Era așa un fel de a scoate pălăria în fața senatorului Melcilor? Sau deci al Danielu? Sau despre oameni și Melci, al lui Giurgiu? Am o întrebare. Nu m-am dus atât de departe. E bine, știi cum e? Că eu gândesc mai mult decât eu merg pe la subconștient, era acolo. Da, nu m-am dus atât de departe. Lupta pe care am avut-o și Ada poate să o garanteze este să nu picăm doar în comedie, în derizoriu și să ținem pasul cu adevărul. Era foarte ușor să facem o comedie totală, dar totală, în care să râdă lumea de la început până la sfârșit. Eu, făcând spectacole de teatru și umblând foarte mult prin țară, cred că aș fi putut să fac asta, dar asta am ținut să nu fac. Asta am ținut să nu fac, să nu pic în comedie totală, pentru că această întâmplare are și o latură psihologică. Cred că personajele de aici ne pot învăța multe, povestea asta ne poate învăța multe, de la cei tineri în relație mamă-adolescent, adolescentă, până la relația tipică, clasică de cuplu multiplu. De cuplu multiplu. Odată relația în care se stă pentru copil împreună. A doua oară relația în care nu se mai poate sta împreună, dar se urăsc atât de tare și ajung să-și verse veninul zilnic unul pe celălalt, dar la fel se stă împreună pentru copil. Și ultima, cea în care se pornește la drum,
plin de speranțe, cuplu tânăr care încă nu știe ce l-așteaptă, dar de asta există verighetă, de asta există logodnă, de asta există... Și magazin de bijuterii. Și magazin de bijuterii. Acolo e mai cred că se pot recunoaște în filmul ăsta această poveste, de asta cred că a și devenit record mondial, reecranizat în peste 20 și ceva de țări, nici nu mai știm, ne-am pierdut numărul, tocmai pentru că are multe laturi ascunse, are și partea psihologică, are și partea de comedie, are și partea de comercial și sex, tot ce trebuie. Zideu de Merci! Răspunsul meu cu Merci este pentru că mi se pare că atunci când mergi în vizită de la cineva, la români, și nu ești servit cu ceafă de porc și cu mici adătar, cealaltă variantă este să fie foarte sofisticat. Exact. Și atunci se duce în sticle de vin care sunt prezentate de parcă ar fi scoase acum, unice în lume, vinul nostru românesc este unic în lume, în fiecare județ. De la cu praf pe ele. Da, da, da. Iar belci, rața, scorțișoara au apărut mai nou în peisajul nostru și sunt folosite la maximum. Adică încep să mănânc din ce în ce mai rar scorțișoara pe unde mă duc decât carne. Mergem și la Ada puțin, nu? Da. Știu cât de încântată era, pentru că am făcut un interviu cu ea, încă nu ieșise filmul și aveam noi o săptămână de comedii suedeze și primul lucru mi-a zis, da, știi că am filmat și e nemaipomenit și nu mai aveam răbdare, au trecut câteva luni într-un moment sau altul, așa că mă gândesc că cred că a fost cel mai bun crainic pentru emisiunea ta, așa, pentru filmul tău, pentru că s-o cotesc ca o emisiune pentru care ceva și de spectacol care poate fi văzut și la cinema și acasă, dar sigur că e mult mai plăcut ca să auzi pe toată lumea când râde și la ce râde și cum râde, că și asta e foarte, foarte important. Și așa că de-aia vreau să zice că atunci n-a vrut să-mi spună mai multe, să știi, n-a turnat mai nimic. Am văzut emisiunea, mulțumesc. Da, deci știi. Deci nu mint, emisiunea continuare pe acolo. E foarte fain pentru niște artiști să creadă în proiectele pe care le fac. Nu știu cum ajunge la voi, dar la nouă nu ni se întâmplă atât de des să fim atât de încântați și să credem, toată lumea din filmul ăsta crede în produsul ăsta. E un film independent pe care mi l-am dorit foarte tare și nu există, și vorbeam zilele trecute cu Dana Rogoz, care l-a văzut și ea și era foarte încântată de el și ne dădeam seama cât de rare sunt aceste momente în care să mergem până la capăt și să credem foarte tare într-un film pe care îl facem. Și ca să aveți și recunoașterea publicului. Să avem și recunoașterea publicului și să știm după ce am terminat filmările că e bine și cumva ne era și frică să zicem, băi, e bine, nu? Da, mă, și mie mi s-a vorbit. Ca să poartă, bine. Știi tu ce? Da. Că voi nu ziceți cu cuvântul ăsta celălalt. Ca să cred că e reală. Eu aș mai adăuga un lucru, îmi plac foarte mult comunitățile mici, eu m-am născut într-un oraș foarte mic, aproape la fel ca al dumneavoastră, ca al vostru, Dorogoi, un oraș în care mi s-a spus că... A, de Dorogoi acolo? Da. Și crezi că n-o să supere? Nu știu, întreb. Nu, are de ce. Okay. Avem pe cine. Zice tu, m-aș zice că e ce i-a menționat. Pentru că erau foarte mulți tineri și au plecat, așa aș fi plecat și eu la vârsta lor, nerăbdător să-și aprind o țigară, probabil. Doi la mână. Aș vrea să spun niște cuvinte. Am plecat într-un oraș în care, când am spus că vreau să mă fac actor, mi s-a spus că sunt nebun și că așa ceva nu se poate nici pentru noi, pentru ăia de acolo, de la București, nu poți. După care am devenit actor, și lumea a început să mă ia ca atare, să mă înțeleagă și să mă perceapă ca pe un actor și am vrut să fiu scriitor și regizor și lumea a spus, ești nebun. Ești actor, nu poți să scrii, nu poți să regizezi. Ăia regizează care fac regie. Și am dat la regie, am făcut masterul și am făcut regie. După care mi s-a spus că trebuie să-ți facă cineva scenariile și nu mă sunea nimeni și atunci am zis că mă fac producător. M-am făcut producător și am început să dau eu telefoane și cel mai recent lucru este că cineva trebuia să-mi distribuie filmul și atunci pentru că am fost încurajat, m-am făcut distribuitor. Da, da, te-ai făcut călător cu film, care e foarte frumos.
drumul acesta este atât de independent încât în toamnă, când m-am făcut distribuitor, însemnând că mi-am înregistrat casa, pseudo-casa de film. Apartamentul. Mi l-am înregistrat și în calitate de, și în calitate de distribuitor de film. Este atât de independent încât eu nu aveam bani să cumpăr harduri ca să trimit filmul în țară. Ca să înțelegeți, aveam filmul, aveam toată producția făcută, dar nu aveam cu ce să-l trimit, pentru că el se trimite, dacă nu știți, în format fizic, pe harduri, în toate cinematografele din țară, îmi trebuiau vreo 40 de harduri. Ei, atât de independent este acest film și povestea începe de undeva când eu, acum un an și jumătate, am încercat să fac un spectacol de teatru, am încercat să caut să cumpăr drepturile pentru acest spectacol de teatru după acest film. N-am găsit pe nimeni să-mi vândă drepturile pentru că toți vindeau doar filmul, drepturile pentru film. Și am spus, ok, da, pentru film cât costă? Și mi-au zis că te costă atât. M-am întors, am găsit în lumea din jurul nostru un om pasionat, un om care iubește cinematografia și care nu are nicio treabă cu această lume. Este medic oftalmolog, îl cheamă Florian Baltă. Da, are ochi. Da, are ochi pentru cultură. Și a spus, bine, îți dau eu atâtea zeci de mii, ca să nu spun exact, atât a costat scenariul, cumpără-l. A doua zi aveam scenariu, eram undeva în decembrie, cu capul în mâini și zic, Doamne Dumnezeule, acum trebuie să fac filmul. Și am început să mă rog, să mă rog în stânga și în dreapta de toată lumea și să încep să strâng bani. Doamna Margareta cred că știe foarte bine ce înseamnă să strângi bani pentru un film. Toate lucrurile astea costă pe zi mii sau chiar zeci de mii de euro. Așa costă în industria noastră. Am avut norocul. Eu am avut norocul că a fost pandemie și că echipamentele erau la jumătate de preț, actorii erau aproape, aproape și ei. Mai mult decât atât, am avut norocul să filmez într-un platou tot la jumătate de preț și merg mai departe. Am fost ajutat în sensul în care au venit alături de mine niște oameni care au cumpărat reclamă în acest film. Nu există niciun ban de la stat. Există doar o luptă din ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie de a duce în fața dumneavoastră acest film, această peliculă și nu uitați un lucru, sunteți o comunitate mică și ca în Cinema Paradiso al lui Giuseppe Tornatore, filmul vă face să fiți împreună. Văzând acasă filmul e cu totul altceva. Aici vă cunoașteți, știți de ce ați râs, poate vă aruncați ochiade, poate unii dintre voi ați plecat la baie și v-ați șters mesajele și v-ați întors. Atât vă spun, apreciați acest lucru, vă mulțumesc mult! Și anume că la București, acum câțiva ani, atunci când a ieșit varianta italienească, cea care a fost prima de altfel, a venit și scenaristul. Și a existat o întâlnire exact ca asta pe care o avem aici, la Institutul Francez, și la care spunea, acum i-a venit ideea să facă filmul, dacă l-ați văzut pe cel italienesc, ați văzut că el a schimbat finalul față de ce a făcut italianul și italianul a zis, da, mă bucur, într-adevăr, a funcționat foarte bine filmul și așa, zice, dar am pe conștiință atâtea divorțuri, îmi pare rău, știi, cam asta era ideea, așa încât, încă două lucruri, și anume, nu încercați niciodată jocul ăsta, credeți-mă că nu merge. Când zici că n-ai nimic de ascuns și așa, cum spunea mama mea, dracu, nu doarme niciodată. Și apropo, tot de la mama mea am învățat lucrul ăsta, ați văzut când ea e foarte supărată și te duce la baie și ia o gură de vodcă și mai dă o gură de vodcă și avei și mama mea spunea așa, la supărare nu bei niciun strop, niciodată, numai când ești fericit. Să țineți minte asta, că altfel vă luați de băutură. Voi așa da să completeze cuplele. Ai zis, să știți că noi suntem împărțiți, adică cred că eu l-am simt așa că Alex Conovaru, care joacă soțul psihologei în film, e bine, he comes to the dark side, că noi suntem cei care am jucat jocul ăsta și credem cumva că adevărul ne va salva, de fapt, indiferent de cât de grea e situația, dacă e să ne salveze ceva,
decât să trăim într-un derizoriu sau într-o minciună sau într-o vinovăție care ne va apăsa până când nu vom mai putea, poate că ar fi mai sănătos pentru noi toți să ne gândim, poate ne face să ne gândim la acțiunile noastre, dar mai mult decât atâta, poate ne aduce mai aproape și ne dă așa un restart la cum ne poziționăm unii față de ceilalți și care e prețul pentru acțiunile pe care le facem. Frumos, da? Da. Dacă aveți întrebări, curiozități, să știți că avem și un microfon pentru voi, că de asta sunt artiști în fața dumneavoastră, puteți să întrebați orice, trebuie doar să ridicați o mână, colega mea o să ne ajute că avem acolo un microfon și va veni către dumneavoastră. Deci dacă vreți... Orice! Deci nu avem probleme, ați auzit ce spun artiștii noștri? Poate ceva să trebuie. Uite acolo, o mână sus și microfon. Încă o dată mâna sus, vă rog. Așa, ca să vă vadă colega mea, Paula. Mulțumesc. Așteptăm întrebarea. Trebuie să apăs? E deschis. Da, e ok. Nu? Nu. A fost închis. Ia. Am profitat. Apăsați pe buton. Are un buton acolo. Apăsați pe el. Lung. Bine? Nu. Nu. Vă auzim. Ia spuneți. Ziceți fără. Bună ziua. Eu zic să-l iei pe sal meu, că stai sigur deschis. Gata. Merge. Da. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc, am profitat, dar vă păcăresc cu o întrebare. O să pun tuturora, dar aproape mi-a slăbunit-o deja. Mă bucur că sunt aici. Vreau să vă felicit pentru film. Extraordinar. Am văzut varianta italiană și ăsta mi se pare așa mai pe gustul nostru, așa. Mă bucur că soția mea a făcut rezerva și am putut să vă vedem în direct. Vreau să vă contrazic la o chestie. Eu cred că au râs mai mult ăștia mai în vârstă decât... pentru că noi știm despre ce-i vorba. S-a râs diferit. Da. S-a râs diferit, dar erau un râs mai... Băi, mara. Am... nu știu, n-am să facă, dar am o batistă care e cu și șervețelul cu lacrimi. Deci, efectul a fost mare. Asta am vrut să vă întreb și eu. Cum de va veni să alegeți? Eu n-am știut că e o franciză chestia asta. N-am știut. Cum v-ați gândit să o alegeți? Și, doi, cât ați schimbat în scenariu? Adică există o regulă să respecti până la capăt sau poți să... Nu a existat obligativitatea. Ce era obligatoriu era să le dăm banii. Asta am făcut-o. Doi la mână. Au văzut filmul? Paolo Genovese ne-a dat follow pe Instagram, dar o să vadă filmul, o să îl trimit într-un format... Din alea 40. Ca să răspund la întrebare, cât am schimbat, n-am schimbat singur, am schimbat împreună, am avut o lună și ceva de repetiții în care am citit, am recitit textul la masă, precum se fac repetițiile la un spectacol de teatru, unde fiecare a venit și s-au născut replici, s-au născut relații, pentru că, să nu uităm, noi avem umorul nostru și cred că de asta fiecare țară a încercat să facă povestea asta. Pentru că este specific umorul, felul în care râdem, felul în care suntem geloși, felul în care iubim, felul în care reacționăm atunci când suntem nervoși. E cumva, suntem cumva noi. Am mai auzit un lucru foarte interesant și aș vrea să-l marchez aici, că n-am conștientizat asta, că suntem singurul popor creștin ortodox latin de pe acest pământ. Ceea ce ne face cumva și mai special decât suntem noi românii de obicei, că noi suntem foarte speciali. Suntem originali, știi tu cine zicea cu democrația originală, da? Da. Și de schimbat, am schimbat finalul. De ce? Pentru că mi s-a părut mie mai rusește, mai adevărat, mai așa cum am învățat eu la școala de teatru, să ne asumăm lucrurile întru totul și m-am gândit așa, cum ar fi dacă la o petrecere de-a voastră cineva ar propune acest joc, iar până dimineață s-ar destrăma toate relațiile, s-ar distruge, sau poate, nu știu dacă s-au distrus, poate de fapt s-au ales cu partea bună a lucrurilor, că fiecare și-a resetat viața.
Acum o clarificare pentru cei care nu știu, în filmul original totul se petrece, de fapt e un vis în mintea Mariei. Se petrece în mintea personajului principal, gazda, e un fel de un flashback total tot filmul. Am evitat, nu spun că e rău, pentru că acolo are cu tot o altă conotație. E ca și cum personajul principal își imaginează că aceste personaje ar putea fi capabile de așa ceva. E o altă conotație care poate fi și acolo mai profundă, în sensul în care e mai bine să trăim în minciună, să ne vedem de lucrurile noastre, minciunile mici ne salvează uneori și sunt trecătoare. Asta vrea, cred, să zică autorul. Cred, nu știu. Asta cred că a vrut să zică cu acel final, că există între noi mici secrete, o viață publică, o viață privată și una secretă, asta, așa cum spunea Marcheș. Spuneți. Nu, nu. Am avut o luptă. Noi, cât am repetat, am avut o mare luptă cu Andreea Grămășteanu, care spunea că nimeni sănătos la cap n-ar juca jocul ăsta. Și eu am spus, oamenii ăștia nu sunt sănătoși la cap pentru că beau. După cum vedeți, se bea de la primul moment și după două, trei pahare, știi, te întrebe a doua zi, bă, dar ce m-a pus pe mine să mă urc pe tramvai? Da, în vino veritas, exact. N-am avut ideea asta de la început, dar cumva în capul meu finalul nu trebuia să fie ăla, nu știam cum o să fie, ba mai mult decât atât. Finalul până în prima zi de filmare era altul, pentru că juca Alexandru Cotocean. Dar la ultimul test, cu o zi înainte de începerea filmărilor, a avut COVID, n-am mai putut să joace. În finalul cu Potocean, cele două personaje rămâneau împreună, pentru că eu cred că făceau o pereche atât de frumoasă împreună, Potocean și Anca Dumitra, încât cred că publicul s-ar fi îndrăgostit și ar fi dorit să rămână împreună și aș fi vrut să le livrez asta oamenilor. Dar cu Conovarul nu s-a putut. Și am zis să Și am zis să livrez publicului ce își dorește, adică să-i despart la final. Bun, alte remarci, alte întrebări? Ridicați-vă, așa, uite acolo, în spate. Bună seara, doamna Irina Margareta Nistor. Vreau să ne povestiți cum ați ajuns să vă asociați cu acest minunat proiect Film Bun, iar pentru Octavian Strunilă, să detaliați puțin ce ați spus la început, că ați fost la un pas de a vă pierde viața. Iar sunt convins că după ce voi fi văzut varianta italiană, cu siguranță voi aprecia mai mult varianta românească. Asta categoric. Categoric, că funcționează mult mai bine. Pentru că mi-a plăcut foarte tare aici, pentru că deja mi-am făcut prieteni aici, pentru că aveți cinema și asta mi se pare colosal, pentru că Andrei s-a luptat să meargă mai departe proiectul, pentru că eu nu știu să fac hârtii, care sunt foarte complicate. Dar îmi place să prezint filmele care sunt foarte dragi și de-aia am și făcut selecția pe care am făcut-o. Și pentru că Andrei Dumoinești nu e aici acum, nu? E într-o mică vacanță. E într-o mică vacanță, bun, ok. Pentru că data trecută când am fost aici, mi-a făcut, cred că, cea mai frumoasă fotografie din viața mea, pe care am zis că aia am să o aleg și când o să plec dincolo. Ca să știți ce înseamnă Moineștiul pentru mine. Și eram la Tescani. La Tescani era și Mingea. E una dintre cele mai frumoase fotografii. Nu știu dacă au venit părinții lui Andrei în seara asta aici. N-au venit, nu? Le punem absent, ne motivăm. Mâine, da, cu siguranță. Octavian. Am exagerat când am spus că era să mor. Cred că am detaliat cumva faptul că am început drumul ăsta undeva în decembrie și după momentul inițial am devenit omul care a adaptat scenariul, care a făcut regia, care a făcut producția a jumătate din film. Nu m-am ocupat de echipă, chiar m-am ocupat de partea de actor și de partea de creație și producție pe partea de creație.
după care a trebuit să fac promovare, distribuție. Adică am fost o instituție în toată perioada asta, o instituție care a căutat tot timpul să se autofinanțeze și când reușeam să găsesc acele mici cote participative, cum am învățat că se spune, nu știam asta, îndreptam atenția și către partea artistică. A fost greu pentru că eu am fost pe val tot timpul. În valul 1 am ales textul, în valul 2 am făcut filmările, în valul 3 am făcut postproducția și iată, în valul 4 am lansat filmul. Filmul rulează în cinematograf, să mai spun? Mai spun, da, rulează în cinematograf în a doua săptămână. Am fost în top în filmele, la filmele românești, bineînțeles, sub domnul Von Mold, cu două căsuțe mai jos, dar merge lumea, atât cât merge. Cinematograful, ca să vă informez, funcționează cam la 20% din capacitatea lui de acum un an, doi, de fapt. Așa mi s-a spus, că suntem cam la 20%. Deci, în continuare am nevoie de finanțare, dacă e. Deci a făcut concurență lui James Bond în cazul în care n-ați înțeles. Adică i-a strunit foarte bine casa, domnul Strunilor. Mulțumesc mult, doamnei Margareta Nistor, că ne-a recomandat, pentru că suntem aici la recomandarea doamnei Margareta și cred că în felul ăsta ați auzit de film. Păi da, l-am și văzut, că m-am bucurat. Pentru că doamna Nistor, după ce l-a văzut la TIFF, noi lucrăm și la festivalul de la Iași, ghiși ce mi-a scris. Mă, aveți complet necunoscuți, vi l-a dat? Zic, nu se poate deocamdată. Nu puteam să mă ajuns la Iași, din păcate, îmi pare rău, pentru că eram în discuții cu Cinema City, n-aveam un răspuns sigur, eu nu știam cum se procedează, pentru că, v-am spus, am debutat și în domeniul respectiv. Îmi pare rău că n-am fost la Iași. Nu-i nimic, o să vii la anul și atunci o să zicem că, uite, vezi, am văzut acum ceea ce doar Moinești o văzuse. Exact! Poate luăm varianta întreagă și cu partea de teatru, cu spectacolul la început, nu? Să vedem, să fie... Acum trebuie de văzut acolo, dacă... Mai vedem dacă discutăm de teatru film, pentru că eu am încercat un lucru pe care nu l-am reușit de-a lungul timpului. Adică atunci când merg cu spectacolele de teatru, doamna Magda, dacă tu ne știe, lumea vine la teatru. Lumea vine la teatru. Asta zic. Lumea vine la teatru. Știți ce se întâmplă la film? Din păcate, în provincie, la film sau chiar și în orașele mari, sunt 8-10 spectatori în sală, 12. Mi-a spus și domnul de aici, de la centru, domnul că sunt 2, 3, 5, 8 spectatori. Asta nu se întâmplă la teatru. Și am vrut să fac eu o chestie. Exact o chestie, este cuvântul. Nu știu ce este. Și am făcut un spectacol de teatru film, adică am început cu 25 de minute de teatru înaintea filmului, după care a urmat filmul. Am reușit. Am adus sale pline la film, dar nu cred că din punct de vedere artistic e ceva care mă mulțumește. Se spune însă că am venit cu două zile mai devreme de la Namur, că abia astă seară s-au dat premiile, dar am vrut neapărat să ajung aici, chit că am întârziat un pic, asta e. Pare rău. Nu place să întâlnesc. De asta nu s-a întâmplat. Așa, și asta vreau să spun, că și acolo, la festival, că de-aia sunt atât de importante festivalurile, sunt sălile ca aici. La cinema, pentru că eu evident nu mă pot abține să văd numai filme din festival, mă duc și la cinema, cumpăr bilet frumos și mă duc la cinema. Eram 2, 3, 5, 7. Deci să nu-ți imaginezi că e o chestie care se întâmplă numai aici. Și de asta, de fiecare dată, spun cât de importante sunt festivalurile, pentru că pofta vine mâncând. Sigur, nu când ții regim, dar rest e în regulă. De asta și ținem foarte mult la acest festival, să se întâmple în continuare. Acum să nu vă rog microfonul. Ați făcut să am limbariță.
Să-mi cer scuze încă o dată pentru că Irina a deschis subiectul. Suntem cu sfertul academic, să știți că am ajuns aici când de-abia a începuse de 5 minute filmul. Și să ne ierte domnul primar că dumnealui ne-a invitat. Mi-a răspuns la telefon să vă spun, a sunat o zi. Da, era ocupat, da. Da. Și m-am gândit așa mai întâi să-ți spun ție legat de Melci ăștia, că întrebarea era pentru tine. Că ai ales Melci pentru că Melcu pleacă cu casa după el. Și sună frumos. Să-ți mai spun că mi-am adus aminte de Bergman, de Fellini, de Force Major, de filmele suedeze. De la Fellini. Pot să o paranteză foarte mică, uit după aia, îmi cer scuze. Este muzică originală, scrisă special pentru acest film, împreună la telefon cu compozitorul. Îl cheamă Mălin Cristache, este singurul din România care abordează acest tip de muzică, un jazz manouche, muzica Parisului. Am vrut să fie o muzică curată, așa cum a fost ea cântată de Reinhardt, da? Zic bine, în anii de 30, adică în instrumente reci, chitară, contrabas, Django Reinhardt, da, așa, Django Reinhardt, da. Că el, de fapt, și-a luat numele după primul Django. Da, asta spun, este muzică originală și asta mă bucură foarte mult că am auzit pe cineva în spatele meu care fredona la un moment dat o parte. Păi așa și trebuie, apropo de, eu știu, umbrele de din Cherbourg sau mai știu, care au devenit pentru noi, muzica filmului a devenit șlagăr, e bine să se lucreze așa și de asta am și semnalat lucrul ăsta, pentru că muzica m-a dus la acele vremuri în care vedeam și cum se mai spunea la noi, mâncam pe pâine teatru și film, vedeam Fellini de la cap la coadă și de asta spun că comparația asta la ce se referă la faptul că oamenii au nevoie de această introspecție și că provocările astea care sunt niște, cum zicea scenaristul ăsta, un vis visat de un visător care visează, care la rândul lui visează și asta, propunerea asta este foarte tare și poate fi înlănțuită la nesfârșit, e faptul că noi ne întoarcem la marile valori, așa se numesc, și toate citatele astea dovedesc că, așa cum spunea Cehov, vorbim cu Irina Margareta pe drum, oare ce o să spună oamenii peste noi, despre noi peste 100 sau 1000 de ani, spuneau personajele. Și atunci vom trăi și vom vedea. Așa că vă invit, și asta era încheierea care m-a făcut să lungesc atâta comentariul meu, să ajungeți cu festivalul ăsta așa cum am nimerit eu odată în Canada, când români plecați cumva izolați prin natura alegerilor de a trăi pe altă paralelă a globului, unde au crezut că ating confortul, fericirea, mulțumirea, să se strângă într-o sală ca asta și să stea 2 sau 3 zile cât a durat festivalul, aproape non-stop, luându-și de mâncare și apă și să nu iasă poate decât să meargă la toaletă, pentru că lumea asta care aici e pentru noi oglinda, poate de aici e frumos că filmul ăsta e făcut în franciză și poți să-l găsești, este o temă universală și asta e frumusețea. Să vă urez să aveți un festival în care să stați aici non-stop de dimineață până seara și să vedeți filme românești. Pentru că mâine avem Berliner și, cum zic eu, nimeni nu trebuie să mai meargă vreodată la vot fără să vadă Berliner înainte. Vezi? Mi-o tăia microfonul. Așa, avem un film care mi-e foarte drag și pentru care Magda este aici. M-am bucurat foarte tare că pe care tot așa l-am văzut și la TIFF, l-am văzut și la Timișoara, filmul lui Andrei Zinc și atunci ce e libertatea. Este un film absolut tulburător și vom încheia nu cu un românesc, ci vom încheia cu Audrey Hepburn și Gregory Peck cu Vacanță la Roma. Cine nu vine să-l vadă, n-ajunge la Roma. Vă spun de pe acum. Eu sunt vrăjitoare. Vă arăt că, cum spuneam, ieri m-am întors de la
din Belgia și din avion, ce mi-am cumpărat, o brățară a lui Harry Potter. Deci vrăjitoarea vă spune că cine nu vine la filmul nu mai ajunge la Roma și nici nu mai cunoaște povestea de dragoste așa frumoasă. Da, mulțumesc frumos! Și mai avem o întrebare venită în mediul online pe pagina de Facebook pentru Ada Galeș, să ne spui dacă voi la filmări ați râs la fel de mult cât a râs publicul până acum, de câte ori a văzut filmul. Nu. Cum ați fost? Filmul ăsta s-a filmat în 12 zile de platou, 12 zile care de fapt au fost mai mult nopți, pentru că ajungeam la ora 1 la prânz și mai plecam pe la 2-3 noaptea. Și e foarte mult pentru 12 zile. Și atunci eram foarte concentrați, eram teribil de concentrați să ne asigurăm că facem tot ce putem, să fim cât mai bine din prima, ca să încapă tot ce avem de filmat în toate zilele alea, ca să nu avem nevoie de zile în plus. Știam cu toții că este un film independent. Și atunci eram foarte concentrați. Sigur că ne bucuram de momentele bune ale colegilor, dar noi în momentul în care există momente foarte bune și astea se întâmplă în timpul filmării, cumva credem că e realitatea. Nu ne detașăm atât de tare cât să ne bucurăm din afară de ele. Gabriel Răuță a fost, care joacă pe Ben, foarte amuzant tot timpul la filmări și foarte, cu foarte multă candoare, pentru că am învățat lucrul ăsta de la Gabriel, în loc să le zici colegilor, hai cu energie, indiferent de cât de mult stres sau cât ce oră noapte era, Gabriel reușea să ridice energia înainte să se dea motor, zicându-ne un banc sau, dar cumva având grijă tot timpul să fim, având grijă fără să ne zică care grijă de asta, având grijă ca noi să fim cu o energie foarte sus, pentru că eram după 8 ore, picam toți, adică eram la un moment dat numai, eu făcusem și greșeala să mănânc doar, eram vegetariană în perioada aia și vreau să văd tofu în viața mea. Și a revenit acum, Și atunci Gabriel era foarte, foarte generos și avea grijă ca energia noastră să fie sus înainte de motor. Și sunt unul dintre bancuri, o bucată dintr-un banc a rămas, mai sunt încă altele celebre. Deci asta a fost amuzamentul nostru. Eu am luat microfonul, cer scuze, doar ca să adaug... Funcționează, acum funcționează și celălalt, doar ca să adaug un lucru. De obicei, noi zicem așa la teatru, că dacă se râde la repetiții, nu se mai râde la spectacol. Da. Asta e unul. Iar doi, țin neapărat să spun asta, am văzut Tata Mută Munții, e un film extraordinar, am văzut de curând, de asta poate vorbesc despre el. Daniel Sandu, regizor. Daniel Sandu și după ce am văzut acest film, mi-am dat seama cam cât de ușor ne-a fost nouă să filmăm în jurul unei mese tot. Da, doar zici la oamenii ăia. Dacă ești și actor și cumva în echipă, îți dai seama că oamenii ăia, dai seama. Da, Tata Mută Munții este un film extraordinar, vă recomand, este pe Netflix, Daniel Sandu, l-am felicitat la două noaptea când am terminat de văzut filmul, i-am scris pe Facebook, i-am cerut scuze că îi scriu la ora respectivă, dar este un film care s-a turnat, ca să folosesc așa în peliculă un termen, în munți, în zăpadă, la altitudine, cu elicoptere, cu alpiniști, cu oameni, cu o echipă, cred că care își merită toate aplauzele și sper să se mai facă astfel de filme în România și într-o zi poate o să reușesc să am și eu atâția bani să fac. Dar el făcuse deja un pas în urma Serafimilor și de-aia așa și, da, și apropo de asta, apropo că spuneai cu turnatul, să nu creadă că e vorba de turnatul la securitate sau la poliție sau la ce vreți voi, se chema turnat pentru că primele aparate de filmat trebuia să învârtești exact cum învârteai pe vremuri la mașini ca să pornească. Adică era ca o manivelă, de-aia se cheamă turnatul. Doi, tocmai asta vreau să adaug. Deci,
Fără Berliner, nu vă mai duceți să votați niciodată dacă nu vedeți Berliner, ca să fiți bine pregătiți. Deocamdată ați dovedit că ați fost. Și în al doilea rând, apropo de Tata Mută Munții, nu mai plecați niciodată pe munte fără să fi văzut acest film, pentru că șansele de a vă întoarce sunt minime. Credeți-mi. Așa, și mai vreau să te întreb ceva. Dacă țin minte, în secvențele lui Tatos, era la un moment dat un banc în care spuneau și pe mâncarea asta a sturnat gaz, cum face pizza, Dan Pizza, evident, așa, și întrebarea mea era, brânzetul ăla le-a mâncat sau a turnat gaz pe ele? Ca oh! Brânzetul ăla, asta e foarte amuzant de la filmări, pentru că piureul ăla de brocoli era piure de brocoli și nu știu dacă știți, dar o secvență nu se filmează azi, se mai filmează și mâine la ea și continuarea. Și nu se vedea, acum văd că nu se vedea în farfurie, nici piure de brocoli mai mult în viața mea, dar piureul ăla de brocoli mirosea sinistru în a treia zi când am intrat acolo. Da. Deci mâncam din frito, că știu că l-a mâncat. De brânza aia ne-am bucurat, așa s-a mâncat cum ați văzut. O dublă s-a tras. Da. Și eu sper acum, după acest film, că actorii au înțeles când le spun că se filmează anamorfic, să nu mă mai întrebe de 2000 de ori dacă se vede în farfurie, pentru că se filmează pe ecran foarte lat și se vedeau doar prin planuri și gâturi de sticle. Dar noi fiind absolut perfecționiști, da. Noi perfecționiști, Conovarul a mâncat 4 meci, am mâncat 2 la o secvență, s-a filmat de cel puțin 3 ori, vreo 8 meci. Oh, și celălalt era cu pâine, am văzut, să știi că într-un rând în cadru... Nu există raportul. Așa, crezi că l-am văzut? Nu, n-am avut ce face la montaj, am încercat să facem tot posibilul, dar era prea bun lemn de reacție. Da, știu, am văzut. Doar frisită, ca să... Mă bucur că ați spus de secvențele lui Tatos, pentru că pentru mine ăla e un film de reper, am făcut și un spectacol de teatru care se numește Cum se face, adică despre cum se face un spectacol de teatru de la zero până la infinit, iar secvențele lui Tatos, dacă nu l-ați văzut acum, sincer, cred că ar trebui să mergeți să căutați la tipă. Da, neapărat, da. E un film extraordinar. Bun, mai sunt completări pe final, dacă nu vă lăsăm... încă, da, vă rog. Avem o seară foarte plăcută. Da, bună seara! Bună seara! Mă bucur că mă aflu în această seară aici la Moinești. Am emoții și, într-adevăr, cu bugetul pe care l-ați făcut, cu siguranță filmul va avea un mare succes. Și, într-adevăr, la Moinești în seara asta a fost un film bun. Mulțumesc! Mulțumim frumos pentru apreciere! Da, filme bune sunt și mâine și duminică și așa cum spuneam, sperăm să ne vedem de acum în fiecare an, pentru că aceasta e, să spun așa, e conceptul pe care mergem mai departe. Poți să vă dau o sugestie? Da, cum să nu. De la anul să puneți scaune. Da, și scaune. Punem și scaune. De bară, înalte, sunt toți. Și eu zic să zici pe că nu te-am urcat aici. Punem și scaune, de ce nu? Vreau să zic că sunt foarte importante astfel de întâlniri. Aceste festivaluri sunt foarte, foarte benefice pentru toată lumea și, cum spunea și Irina, pofta vine mâncând. De asta... Tot mai ales dacă e un film savuros, exact. Și care și ca o cupă de șampanie. Exact. Eu tot vorbesc cu primari, cu municipalități, cum le spun eu așa, în toată țara și vă spun cât de important sunt astfel de evenimente și foarte multă lume a început să creadă și chiar se întâmplă astfel de evenimente. Aici, știi? Și exact. Asta nu pentru că e de față, pentru că am declarat de mai multe ori că nu era de față, deci nu se pune. Bun. În încheiere, să spun că această glumă cu scaunele nu este făcută aici la Moinești în special, pentru că în întreaga lume acest Q&A așa se face. Actorii stau în picioare în fața publicului și răspund publicului din această poziție. De ce? Pentru că în momentul ăsta... Pentru că în acest moment se face acel schimb de energie între sală și noi. Noi suntem aici ca să vă simțim pulsul, dumneavoastră sunteți aici ca să ne vedeți în carne și oase și să avem un dialog. Și din respect, probabil că s-a perpetuat acest dialog așa. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, le mulțumim invitațiilor noștri.
că au deschis cea de-a doua ediție a festivalului din Bun la Moinești. Ada Galeș, Octavian Strunilă, Irina Margareta Nistor, doamna Magda Catone, ne întâlnim până la finalul festivalului cu domnia sa. Și vă mulțumim dumneavoastră că ați venit să vedeți și să fiți alături de noi cu filme bune aici la Moinești. Seară frumoasă, ne vedem mâine de la ora 16. Încă o dată mulțumiri domnului primar, întregilor colegi din cadrul primăriei municipiului Moinești că ați crezut și credeți în acest eveniment. Seară frumoasă în continuare și recomandați acest film pentru că e de văzut. Mulțumim! Seară bună!